Românii sunt pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de alcool și zahăr. Două treimi dintre români sunt supraponderali. Specialiștii spun că principala cauză este lipsa politicilor de prevenție în domeniul sănătății. Statisticile arată că un român consumă anual 30 de kilograme de zahăr. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, consumul de zahăr în România depășea recomandarea de 10% din aportul caloric zilnic în cazul adulților. Acest lucru înseamnă că mulți români consumă cantități mari de zahăr în dieta lor. Să-mi spuneți, vă rog, dacă dumneavoastră consumați de obicei zahăr. Da, consumăm, nu în exces, dar consumăm, că e inevitabil, faci o prăjitură, faci o cafea, faci un ceai, nu trebuie să pui zahăr. Alimentația nesănătoasă, inclusiv consumul redus de fructe și legume, consumul ridicat de zahăr și sare, fumatul și poluarea aerului, sunt principalii factori care au dus la creșterea ratei mortalității în România. Despre consumul de zahăr, dumneavoastră consumați sau încercați pe cât posibil să-l evitați? Sincer, consum zahăr, dar la un nivel minim și încerc să nu mai consum deloc, pentru că am înțeles că este destul de nociv pentru sănătate. Cu toate că este un aliment care determină multe din problemele de sănătate ale românilor, zahărul este foarte greu de evitat. Deși unele persoane încearcă să-l scoată din alimentație, această misiune pare una imposibilă, zahărul regăsindu-se în cele mai multe dintre alimentele de bază din comerț. Eu nu fac mofturi, mănânc ce-i bun, puțin bun. Nu faceți rabat nici măcar de la zahăr? Nu, nici de la zahăr. Dacă trebuie să pun zahăr, pun zahăr. Dacă nu trebuie, pun. Pe lângă consumul excesiv de zahăr, românii sunt pe primul loc în Europa și la consumul de alcool. România se află printre țările cu un consum ridicat de alcool, iar această problemă a avut și continuă să aibă impact asupra sănătății și bunăstării populației. Este important de menționat că nu toți românii consumă excesiv alcool și că, de asemenea, există unii oameni care abordează consumul de alcool în mod responsabil. Cu toate acestea, problema consumului excesiv de alcool rămâne o provocare importantă pentru sănătatea publică din România și necesită eforturi continue pentru a fi abordată.